Paris și o funcție a interpretată de Bătica Andorne cu poezie și facea această seară. Va fi interesant că este faptul că în această adevărță de justin, pentru este Marcheș, asociind grupul artist cu Daniel Turcea. Fratele Daniel Turcea, așa cum arată pe lucrurile lucruri, sunt mai în prefața din Epifania, de fapt, a fost o prefață. A fost un studiu al Părintele Xenelun, articol al Părintele Xenelun, și acum a fost atașat ca prefață la Epifania, care a fost la Epifania. Trebuie să spunem că anul trecut noi am avut o seară de Daniel Turcea la 35 de ani de la Trecerea la Domnul, acesta se trece 70 de ani. De la 70 de ani, deci ar fi venit 70 de ani în acesta, Daniel Turcea. Și noi, dacă ajută Dumnezeu, fie în perioada de după Paști, lună, la închirea universitară, sau mai bine, în plană, să vedem, vom face 70 de ani de la nașterea lui Daniel Turcea, la care vom invita poeți care v-au cunoscut. Am întrebat la fost în Sorin Dintrescu și cu doamna profesoară, care nu uite și Dumnezeu de doctorat. Am invitat și cineva care v-a cunoscut, dar nu se participe. Însă, interesant, n-am făcut niciodată asociere aceasta între grupul Afric și Daniel Turcea. Dar, e clar că există o reprezentă, bineînțeles. Locul inimii noastre. Cine știe? Cât se zice? Urtejul cugetelor mici se ne poate. Locul inimii noastre să știe și în cer. Și în el, lumina lină a cerilor de moarte. Astfel rămăsii se sparge în orice nis. Pe munții sufletului niște vesele, arde floarea minunilor, runa prins. Ce-mi scrumpe face spațiu și vreme. Doamne, spre locul inimii noastre, inimii tale, dreptează pașii rugăciunii obosită de cale, acolo unde, deodată mintea se deșteaptă trează, în amiaza eternității tale. Tu, cruce, dulce jurul lui Hristos, de tine în veci acum nu mai fug, adânce vicea inimii pe jos și sub povara ta cerească mă înjug. Stau să mă mâne Domnul unde o vrea, cu biciul său de duh atât de drag. Și nicio muncă nu mai pare grea, când știu că brața mântuirii drag. Cu ce să-mi vindec, Doamne, al îndoierii cruciul? Mizvoile și gândul zadarnic care fie, balsamul rugăciunii n-ajunge în carnerie și n-a fost leat pe lumea ori plasuri să nu încerc. Mi-ai rămas tu, singur, tu, cel fără prihană, în punțurile în coastă, bătuturile în cuie, tu știi ce-i chin. Ia-mă pe crucea ta, măsuie, ca Duhul crucii tale să arde crunta în roan. Ce trist e, Doamne, numai doar să-ți scriu, cu gândul și cu inima la tine, mă înfund în câte o vorbă ca în pustin și în versul cear mă ascund de-a ta spine. Mă înșel eu singur, slove și rând, pe cerul de hârtie ție stele, știind că în orice clipă, rând cu rând, tu mă citești pe mine, nu pe el.